Eu cred că a fost doar un pretext motivul Iulianei și că cumva își dorea de mult să oprească această cunoaștere. Nu înțeleg de ce încă mai spune că se simte atrasă de Roberto, pentru că este clar că nu o să existe nimic între ei, dar atitudinea doamnei Leonora mi s-a părut... Deci, sincer, nu e normal așa ceva. Dânsă i-a suflat în ureche Roberto că ar fi văzut el ce spunea că ar fi văzut, ceva priviri între ea și Antonio, și s-a dus și l-a spus doamnei Eleonora, iar dânsa s-a dus și a strigat că fii sinceră cu tine. Îți scurg ochii după altcineva urât, sincer, chiar nu e normal să faci așa ceva. Efectiv, nu e ok ce s-a întâmplat. Și acum vorbim la un mod foarte serios, chiar nu este ok ce s-a întâmplat.